Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu primul verset. Să luăm aminte la cele scrise. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, risipiți prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Stimați credincioși, în această dimineață am pe inimă să împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Identitate și încredere. Identitate și încredere. Sunt încredințat că există o legătură strânsă între modul în care ne înțelegem identitatea și felul în care ne raportăm la cele din jur, atitudinea noastră, caracterul nostru și curajul nostru. Identitatea pentru un om este foarte, foarte prețioasă. Noi trăim în aceste vremuri o veritabilă criză de identitate. Apostolul Petru, scriind creștinilor risipiți prin toată Asia, în contextul unei persecuții care s-a abătut asupra bisericii creștine, a construit mesajul de încurajare pentru frați, apelând la acest dar binecuvântat făcut de Dumnezeu copiilor săi, și anume identitatea creștină. E foarte important să știm cine suntem. E foarte important să știm ce poziție ocupăm înaintea lui Dumnezeu. E foarte important să știm ce avem, ce ni se pregătește, cine este de partea noastră, ce promisiuni a făcut pentru noi. E foarte important pentru atitudinea noastră, pentru trăirea noastră, să avem răspunsul la întrebarea cine sunt în Hristos, cine este apărătorul meu, care este drumul meu, care este destinul meu, care este moștenirea mea. La toate aceste întrebări, cuvântul Domnului răspunde clar și un copil al lui Dumnezeu, un creștin, trebuie să aibă limpede aceste răspunsuri. În pasajul pe care l-am citit, apostolul Petru subliniază 4 aspecte legate de identitatea creștină. Aceste adevăruri legate de cine suntem noi în Domnul, în Hristos Domnul, ne vor inspira încredere, ne vor inspira curaj în alergarea vieții, în perspectivele care ne stau înainte și în lupta pe care o avem de dus. Apostolul Petru, întâi de toate, afirmă că noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Așa își începe epistola cu cuvintele Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, risipiți, împrăștiați, prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, către aleșii lui Dumnezeu. Adevărul este că Dumnezeu are oameni pe care i-a ales, oameni a căror nume este scris în Cartea Vieții. Și dacă dumneavoastră îl mărturisiți pe Iisus Hristos ca Domn, credeți în numele Lui,
vă rugați lui, îl slujiți pe el, ați făcut un legământ cu el, îl iubiți, îi iubiți cuvântul. Toate acestea sunt semne că sunteți aleșii lui Dumnezeu. Este un mare har, binecuvântat să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură, în multe locuri, ne vorbește despre această calitate, despre această trăsătură a identității noastre, de aleși a lui Dumnezeu. Aș dori să privim împreună câteva asemenea versete. Spre exemplu, în epistola sa către Coloseni, capitolul 3, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Tot acest îndemn care ține de încredere, care ține de comportament, se construiește pe identitate, ca niște aleși ai lui Dumnezeu. În epistola către Romani, capitolul 8, versetul 28, cuvântul Domnului adâncește înțelesul acesta privitor la identitate. Iată ce este scris: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va ridica, cine va acuza pe aleșii lui Dumnezeu? Suntem aleșii lui Dumnezeu. În mila sa, Iisus Hristos a plătit prețul răscumpărării și El ne-a ales pentru viață, pentru mântuire. Petru spune că acești aleși ai lui Dumnezeu trăiesc străini în lume. Ei sunt risipiți printre neamuri, sunt risipiți în mijlocul societății, în locuri diferite, în spații geografice diferite, în orașe diferite, în țări diferite, în culturi diferite. Un lucru trebuie să fie foarte limpede: Dumnezeu are aleșii Lui. În epistola sa către Tit, capitolul 1, versetul 1, apostolul Pavel spune din nou același lucru. Iată ce este scris, Tit, capitolul 1, versetul 1. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Credința aleșilor lui Dumnezeu. Dumnezeu are aleșii Lui și ne bucurăm să știm că facem parte dintre acești oameni. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire. Apostolul Pavel, în capitolul 2 al epistolei 2 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13 până la 15, ne arată că Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire. Cuvântul Domnului spune: noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Dumnezeu va avea grijă de aleșii Lui. El îi va proteja, îi va apăra. Acest lucru este consemnat în Matei, capitolul 24, cu versetul 31, unde ni se spune că Domnul va veni ca să ia pe aleșii Lui, îi va aduna, îi va strânge la Sine. El va trimite pe îngerii să-i spunea Domnul Iisus cu trâmbița răsunătoare și vor aduna acești îngeri pe aleșii Lui din cele patru vânturi, că cele patru puncte cardinale, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Dumnezeu va avea grijă de aleșii Lui. În Apocalipsa, capitolul 17, versetul 14, este întărit același gând. Cuvântul Domnului în locul acesta ne spune că ei se vor război cu mielul,
este vorba de dușmanii lui Dumnezeu, de acele armate ale lui Anticrist, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și ascultați apoi cuvântul. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Dumnezeu ne va da această biruință. Suntem aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire. Dumnezeu ne-a chemat ca să fim poporul lui. Dumnezeu ne-a chemat să trăim la înălțimea acestei demnități. Calitatea de ales a lui Dumnezeu te îndeamnă la curaj, la încredere, la optimism, la speranță. Dumnezeu ne-a ales. Noi nu suntem abandonați de Dumnezeu. Familiile noastre nu sunt părăsite de Dumnezeu. Ființele, sufletele noastre nu sunt părăsite de Dumnezeu. Suntem aleși lui Dumnezeu. Ne găsim în grația lui Dumnezeu. Suntem sub paza lui Dumnezeu, grija lui Dumnezeu. Slăvit să fie în numele Lui în vecii vecilor. Înțelegerea acestui statut pe care l-am primit prin harul lui Dumnezeu, pe de o parte ne inspiră încredere și pe de altă parte e pentru noi o motivație la a trăi o viață curată. Ca aleși a lui Dumnezeu trebuie să viețuim în așa fel încât să onorăm pe acela care ne-a ales, să înălțăm demnitatea în care am fost așezați, să onorăm pe acela care ne-a oferit acest înalt nume, binecuvântat să fie numele Lui Sfânt. Nu trebuie să fim temători de oameni, de circumstanțe, de împrejurări, nici să avem complexe de vreun fel sau altul, nici de singurătate, nici de inferioritate și niciun fel altul. Să nu uităm, suntem aleșii lui Dumnezeu. Bărbați sau femei, tineri sau vârstnici, indiferent de neamul din care ne tragem, de etnia din care ne tragem, de limba pe care o vorbim, de statutul social pe care îl avem, suntem aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu se mândrește cu noi. El ne-a ales, slăvit să fie în numele Lui. Iar în ce ne privește, ne uităm spre Iisus care ne-a ales cu mare respect și cu atitudine de profundă închinare și de slăvire. Dumnezeu să fie binecuvântat. Petru ne arată apoi că încrederea creștină în contextul încercărilor vieții se inspiră, se bizuie nu doar pe această calitate de ales a lui Dumnezeu, ci și pe aceea de copil al lui Dumnezeu. Petru ne spune că noi suntem copiii lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu. În capitolul 1, pasajul citit, versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, 1 Petru, capitolul 1 cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. Ne-a născut din nou. Apostolul Ioan, în prima epistolă, capitolul 3, versetul 1 la versetul 2, vorbește despre identitatea creștină spunând: vedeți, fraților, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, Dumnezeu Tatăl, să ne numim copiii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a permis, ne-a arătat dragostea, Dumnezeu care s-a revelat ca Tată, ne-a arătat iubirea, i-a permis să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și aici se întâmplă un miracol. Cuvântul Domnului spune și suntem. Dacă, de exemplu, ar veni, să zicem, un președinte de țară sau cine știe ce om cu înaltă poziție în societatea aceasta, care spune, zice, îți permit să te numești ce sunt eu. Imaginați-vă că ar veni, să zicem, președintele Franței, că nu mai dăm de exemplu pe Americii, că pe el îl iubim mai mult și pe al Franței îl iubim, dar avem noi temeiuri pentru care susținem în rugăciune pe președintele Statelor Unite. Dumnezeu să-l țină și să-l păzească. Da, zicem, să vină regina Angliei și să ne spună, uite ce, îți permit să te numești prinț moștenitor. Eu sunt regina și îți ofer ție dreptul să te numești prinț moștenitor. Și eu spun, gata, primesc asta și mă numesc prinț moștenitor. Aș întreba, aș fi? Dacă eu, dacă mi-a dat voie să mă numesc, uite, eu mă numesc, aș fi? Vă spun că n-aș fi. N-aș fi. Dacă mi-ar permite regina să mă numesc avion, aș fi avion? Eu n-am cumfin ce-mi permite ea. Eu trebuie să fiu ce se întâmplă cu mine și ce face ea legal, nu ce spune.
Nu m-am fiat, ci doar mi-a zis, zi ceva despre tine. Dacă fratele Nicu, care filmează acum, îmi permite mie să nu mă numesc camera aceea care, de la care filmează, asta înseamnă că și sunt. Deci sunt doar vorbe. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu. Adică să afirmăm despre noi înșine că suntem ceva. Dar cât de nu spun oamenii despre ei înșiși? Încurajați de cei din jur. Unii au tot felul de închipuie și plăsmuie din minte, că îți vine să râzi când auzi ce zic ei că sunt. Mai ales ăștia cu transgenderi. Dumnezeu să aibă milă de ei. Cuvântul Domnului ne arată că această identitate creștină se hrănește din adevăr. Nu este o închipuire. Nu este o afirmație fără fundament. Nu e autosugestie, ci e ceva adânc, ceva profund. Ceva ce se hrănește din adevăr. Cuvântul Domnului spune și suntem. Să revenim la 1 Ioan capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Desigur că oamenii din lume, când aud această afirmație, nu o împărtășesc, nu sunt de acord cu ea. Scriptura dă pe față aceste gânduri, zicând, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Versetul 2, preiubiților, acum suntem copiii ai lui Dumnezeu. Identitatea de copil al lui Dumnezeu inspiră încredere. În familia lui Dumnezeu, într-o familie, să vorbim în mod general, într-o familie, cineva capătă statut de copil pe două căi, una din două căi. În primul rând, calea cea mai obișnuită este calea nașterii în familia aceea. Din tată și din mamă ne-am născut și am căpătat identitatea de copil al părinților noștri. Părinții mei, părinții dumneavoastră, fiecare ne-au dat viață și după ce ne-au dat viață, ne-au pus pe numele lor și toată lumea știe, este a lui Cutare. Și care este argumentul? Care este argumentul că David este fiul lui? Nu? Care este argumentul? El a născut. Care este argumentul că mama ta este unica sau că tu ești fica? Da? Care e argumentul? Răspunsul este simplu, te-a născut. Sunt acte care dovedesc lucrul acesta, este un fapt istoric, este limpede și de acolo te tragi. Naștere. Și mai există o cale, se numește adopție. Înfiere. Aceste două metafore, ele sunt metafore în fond, cea a nașterii și cea a înfierii, sunt prezentate în Sfânta Scriptură pentru a sublinia felul în care Dumnezeu ne-a apropiat de El și ne-a privit în familia Lui. Ambele sunt folosite. Cea a nașterii din nou este folosită în Evanghelia după Ioan, în Epistola 1 Ioan, în Epistola lui Petru, născuți din Dumnezeu, născuți din nou, născuți efectiv, renăscuți. Precum ne-am născut în familia părinților noștri, pe cale biologică, așa pe cale spirituală. Am fost născuți în numele lui Iisus Hristos, născuți din nou, ca să fim copii al lui Dumnezeu. Cea de-a doua metaforă, cea adopție, este folosită în mod deosebit de Apostolul Pavel, care ne spune că am fost înfiați. El vorbește despre înfiere, despre adopție. Fie într-un fel, fie în altul, rezultatul este același. Suntem copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru. Noi împreună formăm o comunitate înfrățită. Ne numim frați și surori în Hristos Domnul, binecuvântat să fie în numele Domnului. Mecanismul prin care s-a întâmplat acest miracol este învierea lui Iisus Hristos, care a declanșat nașterea din nou, învierea noastră prin Duhul lui Dumnezeu și acum suntem ai Domnului. Calitatea de copil al lui Dumnezeu, stimați frați și stimate surori, este un izvor de încredere. Nu trebuie să pierdem din vedere că suntem copiii lui Dumnezeu. Avem un nume, avem un statut, avem o demnitate, un destin. Suntem copiii lui Dumnezeu. Nu suntem străini, nu suntem abandonați,
nu suntem ai nimănui, suntem copiii lui Dumnezeu. Înțelegerea acestui statut reclamă demnitate, inspiră încredere. Pe acest pământ, cu multe necazuri, cu multe încercări, cu multe frământări, cu oameni care își pierd speranța, cu oameni care cad în depresii, în gânduri, tulburi, cu oameni care își pierd orizontul, viziunea, este important pentru noi să ne aducem aminte că suntem aleșii lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu. Pentru noi este un viitor, este nădejde. Dumnezeu este de partea noastră, ne-a ales pentru mântuire și ne-a făcut fiii Lui. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Să trăim în acord cu această identitate. Am citit o povestioară, autenticitate rămâne să fie verificată de critici, istorie, dacă e adevărată sau nu, despre împăratul Napoleon, care era pornit într-o incursiune militară și, la un moment dat, a scăpat pe jos ceva. Un obiect ce a avut în mână, document ce a avut în mână, a scăpat jos. Soldatul de gardă care era acolo a reacționat prompt. S-a plecat rapid, a ridicat obiectul căzut și cu un înalt respect l-a înmânat generalului, împăratului Napoleon, care, știind că este soldat, s-a uitat la el și a zis: "Mulțumesc, capitane." Mulțumesc, capitane. La care, după ce a ieșit din post, soldatul s-a dus la popota ofițerilor și s-a așezat la masă. N-avea niciun grad pe umăr, dar și uniformă de soldat, s-a dus la popota ofițerilor. Și a zis: "Ce cauți aici?" La care l-a spus: "Generalul m-a numit capitan." Și oamenii au verificat. Și Napoleon a confirmat. Așa este. I-am spus: "Mulțumesc, capitane." Și pentru că a primit ce am spus și s-a încrezut în ce am spus, să fie de acum încolo capitan. Dumnezeu a spus: "Ești alesul meu. Ești copilul meu." Ce rezultă de aici? Te întorci înapoi la lucrurile mici? Trăiești ca și cum ai fi orfan? Ca și cum n-ai aparține de această împărăție? Ca și cum n-ai ține de această familie? În al treilea rând, Petru inspiră curaj comunității în suferință, în persecuție, în circumstanța aceea, spunându-le că ei sunt moștenitori ai lui Dumnezeu. Versetul 4, 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 4. Citind și versetul 3, Petru spune: "Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, și auziți, și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi." Dumnezeu ne-a îmbogățit făcându-ne moștenitori ai împărăției cerurilor. El ne-a ales, ne-a făcut copii ai Săi, ne-a născut din nou, ne-a pus în față o speranță nouă și acum cuvântul spune și la o moștenire nestricăcioasă, adică o moștenire care nu se alterează, neîntinată, e curată, nu se poate veșteji, e neperisabilă și nu se poate pierde, este păstrată în ceruri și este pentru voi, zice Petru, păstrată în ceruri pentru voi. Suntem moștenitori ai lui Dumnezeu. Ascultați cuvântul Domnului și din alte locuri cu privire la acest adevăr. Efeseni, capitolul 1, cu versetul 11. "În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voi sale." În El, în Iisus Hristos, am fost făcuți și moștenitori. Moștenitori. Romani, capitolul 8, versetul 17.
Cuvântul Domnului în locul acesta spune: și acum suntem copii. Și acum, și dacă suntem copii, dacă ne uităm și la versetul 16, să citim și versetul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Extraordinar! Împreună moștenitori cu Hristos, moștenitori ai lui Dumnezeu. Nu moștenitori ai cezarului, și cezarul avea ce lăsa de moștenire urmașilor, ci moștenitori ai lui Dumnezeu. Imaginați-vă că, să zicem, unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă va înfia. Nu știu dacă asta este o veste bună. Probabil că nu. Nu ne-am simțit. Sau în sfârșit. N-avem treabă cu asta. Dar imaginați-vă că va înfia. Și că deodată ați deveni moștenitori ai celui mai bogat om de pe planetă. Sigur că asta ar schimba ceva în modul în care vă percepeți identitatea. Va schimba și numele. Probabil că ați accesat din moștenirea primită, din averea primită, s-ar schimba ceva și în modul de a trăi. Multe lucruri s-ar schimba. Apostolul Petru spune: noi suntem moștenitori a unei împărății, a unui bun, a unei comori, a unei averi care nu face parte din această lume. Este păstrată în ceruri pentru noi. Ea îmbogățește. Ea nu se pierde. Dincolo de faptul că suntem chemați să ne strângem comori în cer, prin binefacerile pe care le facem, prin faptele bune pe care le săvârșim, prin actele de milostenie, strângem comori în cer. Prin slujire creștină, strângem comori în cer. Aș vrea să vă mai spun ceva. Citim din cuvântul Domnului că în împărăția lui Dumnezeu nu vom stăpâni doar ce vom reuși să agonisim din alergarea noastră creștină. Că de-ar fi așa, ar fi vai de noi. Sau aproape. Ci vom moșteni moștenirea lăsată de Dumnezeu. Vom moșteni împreună cu Hristos ceea ce are Domnul Iisus Hristos. Asta spune cuvântul Domnului. Asta spune cuvântul Domnului. Și trebuie să o primim cu credință. Și te inspiră, te face să ai curaj. Undeva un prinț, un om influent în ținutul lui, era cunoscut ca cel mai bogat om din zonă. Era și un om drept, curat la inimă. Acest prinț avea obiceiul ca în drumul lui, prin Codăi, când pornea la vânătoare, să se abată din drum și să caute undeva acolo departe, în munte, schitul unui om înțelept, a unui om temător de Dumnezeu. Poposea cu el, vorbea cu el, se sfătuia cu el, apoi mergea în treburile lui, după o vreme revenea la vânătoare și la sfat. Odată, într-o întâlnire de aceasta pe care au avut-o, bătrânul acela înțelept, om al lui Dumnezeu, a spus prințului: prințule, am ceva să spun. Astăzi, la miezul nopții, această zi la miezul nopții, se va întâmpla un lucru nou. Cel mai bogat om din aceste ținuturi va muri în noaptea aceasta, la miezul nopții. Când prințul a auzit, s-a înfiorat, pentru că el nu știa pe nimeni mai bogat decât pe el. Și a zis: ibai, tot ce mi-a spus până acum înțeleptul acesta s-a întâmplat. Și acum mi-a zis că cel mai bogat om din aceste ținuturi va muri. E bai mare. Cu foarte, foarte multă atenție s-a dus înspre casă, a avut grijă să pună gărzi, să întărească paza, să-și ia toate măsurile de precauție cu putință, ca să evite, dacă va fi posibil, nenorocirea. Și a trecut miezul nopții și a scăpat cu viață. Nu s-a întâmplat nimic. S-a făcut dimineață, nu s-a întâmplat nimic. Ziua s-a pornit spre amiază și acum și-a dat seama că e totul în regulă. De nicăieri nicio primejdie.
Și atunci a zis el lui și consilierilor lui, oh, se pare că înțeleptul de data aceasta a greșit. Uite că n-am murit, deși a spus că cel mai bogat om din ținuturi va muri. Dar a apucat el bine să tragă concluzia că un călăreț a venit și a dus o veste. Prințule, înțeleptul din munți a murit azi noapte la miezul nopții. La care prințul a zis, se pare că nu eu eram cel mai bogat din ținuturi. Cum ne măsurăm statutul? La ce ne gândim atunci când ne inspirăm curaj? Pe ce ne bizuim? Petru ne dă până acum trei adevăruri obiective. Ești alesul lui Dumnezeu, ești copilul lui Dumnezeu și moștenești împărăția cerurilor. Nu moștenești în împărăția cerurilor doar ce reușești tu să agonisești. Și ceea ce a pregătit Dumnezeu acolo, în numele lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. În ultimul rând, Petru ne mai spune ceva. Că Dumnezeu, pentru aleșii lui, pentru copiii lui, pentru comoștenitori împreună cu Hristos, a făcut un legământ. Este consemnat în versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Rog să observați această afirmație. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Ocrotitorul nostru este Dumnezeu. În Psalmul 125 cu versetul 2 avem o imagine deosebit de frumoasă și încurajatoare. Pentru cunoscătorii geografiei Țării Sfinte, a împrejurimilor Ierusalimului, face sens ce citim aici. Auziți, parcă așa mi-l imaginez pe psalmist, stând în Ierusalim, uitându-se la munții care înconjoară Ierusalimul și a zis, cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în veac. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți. Eluțu a fost acolo și a văzut. Așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Psalmul 139, din care fratele Vlad a cântat câteva versuri. Doamne, Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Dumnezeu este protectorul nostru, apărătorul nostru. Psalmul 34 cu versetul 7. Cuvântul Domnului spune, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și apără de primejdie. Psalmul 34 cu versetul 7. De asemenea, Proverbe, capitolul 18 cu versetul 10. În locul acesta, cuvântul Domnului apelează din nou la protecția, la revelează protecția pe care o face Dumnezeu copiilor săi. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Psalmul 121 este cu totul deosebit. Cuvântul Domnului pune în fața noastră o întrebare. Îmi ridic ochii spre munți. Prin munți aici nu trebuie să înțelegem forme de relief, ci oameni mari. Oameni puternici, oameni influenți, oameni care au factori de decizie, pot să ia decizii. Îmi ridic ochii spre oamenii mari, spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Iisus a spus, și eu voi fi cu voi. În toate zilele, până la sfârșitul
viacului. În Ioan capitolul 10, cu versetul 28, găsim actualizată această promisiune pentru biserică, făcută de Domnul nostru Iisus, o actualizare făcută de Domnul Iisus. El a zis așa, să citim și versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu. Și noi suntem turma lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, oile acestea despre care se vorbește aici. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică. În viac nu vor pieri. Și auziți, și nimeni, aici un lucru răpitor, nimeni nu le va smulge în mâna mea. El este păzitorul nostru. În Psalmul 23 este scris că și prin valea umbrei morții nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Deci câteodată trecem pe acolo, prin vale și umbra morții acolo. Umbra nu face rău nimănui. Cât ar fi ea de amenințătoare, este tot umbră. Valea umbrei morții. Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie în numele Lui. În Iuda, versetul 24, cuvântul Domnului ne spune că e cineva care ne poate păzi de orice cădere. Și acela merită să fie slăvit. Iuda, versetul 24, este singurul capitol, versetul 24. Și aceluia care vă poate păzi de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, să fie, versetul următor, singurului Mântuitor, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Cuvântul Domnului începe cu această anunțare și a aceluia care vă poate păzi de orice cădere. Și să vă facă să vă înfățișați fără prihană. Și au zis și plin de bucurie înaintea slavei sale. Asta face Dumnezeu. Pentru aleșii Lui, pentru copiii Lui, pentru aceia pe care a făcut moștenitori împreună cu Hristos. Prin urmare, stimați credincioși, în mijlocul acestei lumi care se clatină din temelii, iată că oamenii mari, munții, ca să folosim această comparație, această metaforă, nu pot să facă prea multe. În lumea aceasta trebuie să ne aducem aminte de cine suntem noi în Hristos. Suntem copii ai lui Dumnezeu, aleși ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos și păziți de puterea lui Dumnezeu. Conștientizarea acestei identități reclamă demnitate, inspiră încredere și motivează la o trăire curată, la o trăire sfântă, potrivită cu această identitate pe care am căpătat-o din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut o ofertă mare. El ne cheamă la sine, ne cheamă la mântuire. Trebuie să intrăm în această ofertă făcută de Dumnezeu. Este scris, Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne numim copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat la El. Chemarea Lui este o alegere. Trebuie să intrăm în această alegere. Dacă El a spus că suntem împreună moștenitori cu El, să ne bucurăm de această moștenire și să trăim în această moștenire, slăvind pe Dumnezeu pentru ea. Și foarte, foarte important, să nu ne temem de nimic. Dumnezeu este ocrotitorul nostru. Isaia 44, versetul 2 la versetul 3, sunt versetele cu care aș dori să încheiem slujba aceasta înainte de a ne ruga Domnului împreună. Așa vorbește Domnul, care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu, Iacov, Israelul meu pe care l-am ales, căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Versetul 4. Și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraile de apă. Este promisiunea lui Dumnezeu. Vă chem acum, ne rugăm lui Dumnezeu, acolo unde sunteți, vă chem să îndreptați inima spre Domnul
Și dacă în sufletul dumneavoastră s-a strecurat vreo umbră de îndoială, vreo îngrijorare, vreo incertitudine, vreo spaimă, vreo cine știe de la ce veste, ce gând a venit în inima dumneavoastră, vă îndemn în această dimineață să vă aduceți aminte că suntem aleșii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos, și Cel care ne-a ales a făcut legământ că ne va păzi până la sfârșitul vieții. Noi suntem ai Domnului, orice ar fi, aparținem Lui și în numele Lui mergem înainte. Dumnezeu să fie cu noi. Amin.